Doamne ajută, dragii mei, iată că ne vedem iarăși. Am venit undeva în livadă, aici că e foarte cald. Am încercat să mă protejez un pic la umbră, de smochin, de măslin, așa cât de cât, ca să pot să vorbesc. Sunt aproape 40 de grade, foarte cald. Și zic să vă spun câteva lucruri. După cum vedeți în spatele meu aici, au înflorit rodi. Deci un copac de rodi, foarte frumoase floare are roșie. Și ce vreau să vă vorbesc acum, dragii mei, am vorbit data trecută, ultima oară, despre cuviosul Porfirii Capsocalivitu. Și acum vreau să vă vorbesc despre alt părinte sfânt, care și el a fost la rândul lui canonizat recent, despre cuviosul Iacov Țalichie. Deci un sfânt a ajuns la măsură foarte mare, care s-a născut, pe cum spune și aici, la 1920 și a trecut la Domnul în timpurile noastre, la 1991. Și chiar la adormirea lui spunea și cuviosul Porfirii, și cuviosul Paisia Ghioritu, că a trecut la Domnul unul din cei mai mari sfinți ai secolului nostru, sau poate chiar cel mai mare. Era vorba de cuviosul Iacov Țalichie. Iacov Țalichie, da, un sfânt mare. Putem spune că a fost sfânt de copil. S-a născut în Asia Mică, la fel cum s-au născut și ceilalți, și cuviosul Porfirii se trăgea din Asia Mică, și cuviosul Paisii. A fost acolo un centru mare, putem spune, în patria sfinților celor trei erari, Vasile, Grigori și Ioan, în Asia Mică. Deci o da foarte mult sfinți de acolo. Și cuviosul Iacov Țalichie, când a fost schimbul de populații din Grecia, la 1921-22, în perioada aceea când s-a făcut, cuviosul Iacov Țalichie avea doar 2 ani. Și spune că a venit cu mama lui și parcă cu bunica sau bunicul ceva și spune că nu a ajuns corabia în Pireus, aici în Grecia, au auzit niște marinari pe acolo înjurând și ar fi spus cei care vineau de acolo: și Doamne, unde am venit? Mai bine rămâneam aici în Turcia, acolo în Turcia, să ne ucidă păgânii, decât să venim aici într-o țară ortodoxă să auzim înjurături. Auziți înjurături la adresa lui Dumnezeu și a Maicii Domnului. Acolo ducea o viață foarte curată, foarte simplă, aproape de Dumnezeu. Lucrurile astea le găsim la mulți părinți care ne spun. Și deci au venit în Grecia cuviosul Iacov Țalichie cu mama lui. Tatăl lui, la momentul cealaltă, lucra univa într-un sat mai îndepărtat în Turcia, că el lucra, făcea în construcții din astea, făcea sobi, tencuia, făcea diferite lucruri. Și nu era atunci când a fost grav aceea și i-o scos de acolo. Și atunci o vine numai ei la început, iar după câțiva ani de zile, o rânduit Dumnezeu să vină și el, dar nu s-o întâlni la început, până din rânduiala Dumnezeu să nimerească în același sat, având o lucrare el, și să-și regăsească familia. S-au stabilit în Evia. Cuviosul Iacov Țalichie, când era copil, îi plăcea foarte mult să se roage. Și de multe ori se ducea, se retrăgea prin munți pe acolo, copil fiind, vă dați seama, la 5, 6, 7 ani, 8 ani, și se ruga și spunea chiar el, zice, când vinea învierea Domnului, după ce vinea de la biserică, de la Sfânta Liturghie, de la Sfânta Slujbă, nu mânca ou acasă, lua un ou cu el și se ducea univa în pustie, intra într-o peșteră și începea să se roage și să cânte cât putea el de tare Hristos a înviat și închipuia că-i puznic. Și abia după ce se sătura el de cântat, de rugat, acolo mânca și el un ou roșu, așa se bucura de el. Deci de copil ducea o viață sfântă. Și îi plăcea să se ducă să mai îngrijească de anumite bisericuți, că aici la greci mai sunt așa pe diferite dealuri, pe ogoare, câte o bisericuță făcute.
Și era undeva o bisericuță a Sfintei Paraschevii, a Sfintei Mucenice Paraschevii, și se ducea și îngrijea bisericuța. Cum putea el atunci, pe la 7-8 ani, mătura, îngrijea un pic de candile acolo, împaprindea câte o candeluță, ce putea el face acolo? Și de multe ori ieșea Sfânta Mucenică Paraschevii din altar și l-ajuta. Și împreună spălau candele, le aprindeau așa, și se bucura el, stătea de vorbă cu Sfânta Paraschevii. Lui se părea ceva normal. Și odată îi zice Sfânta Paraschevii: și spune-mi, ce vrei să-ți dăruiesc? Dacă ai grijă de bisericuța mea, ce vrei? Ce vrei să ceri de la Dumnezeu pentru tine? Și mă dus să o întreb pe mama mea și a fugit acasă și mama ultimă a întrebat Sfânta Paraschevii ce dar să-mi dea. Și atunci mama lui zice: da, stai un pic, tu o vezi pe Sfântă? Da, zice, de câte ori mă duc, ies și ia din altar și facem curat împreună în biserică. Și atunci i-a spus cumva mama lui un cuvânt așa în grecește, să-ți dea itichisul, un fel ar însemna așa fericirea ta, în soarta ta cumva, adică să-ți fie bine în viață, într-un cuvânt, așa spus. Și atunci, ca să ai o soartă bună spre Dumnezeu, așa. Și atunci s-a dus și a spus și Sfânta Paraschevie, a spus, zice, vei avea de toate. Zice, vor trece atâția bani pe mâna ta, așa că nu le vei mai ști numărul, dar nu-ți vei lipi inima de ei, ci cu o mână îi vei lua, cu alta îi vei da. Și chiar spunea mai târziu cuviosul Iacov că așa s-a și întâmplat, adică nenumărați oameni îl ajutau, îi dădea, el dădea mai departe. Adică totul se ducea mai departe, întotdeauna. Și se revin din nou la copilăria lui, o crescut, a început și el să-l ajute pe tatăl lui în meseria asta, cum era greu, cum era așa, și chiar spunea că ei aveau o singură căsuță, o cameră mai mare, atâta, nu acum cu etaje, cum e acum, într-o simplă căsuță stăteau. Și undeva aveau locușorul ei copii și tata și mama aveau un loc cumva lângă sobă, așa, și-o spune, ei nu îndrăzneau să se așeze pe locul ceala din cât respect aveau față de părinții lor. Și exista foarte mult respect în casa lor și între părinți, între ei, nu-și vorbeau niciodată urât, nu țipau, nu se jigneau, nu se mințeau, adică era o legătură foarte frumoasă de dragoste. Mama lui în special era foarte credincioasă și așa au crescut și ei. Au ajuns, au făcut armata, au trecut și el prin toate, așa, chiar era foarte iubit în armată pentru credința lui, pentru starea lui, pentru ceea ce făcea el acolo. Dar înainte de a ajunge în armată, încă era copil. Întâi a murit tatălui, după aceea a murit și mama lui. Și era încă copil, vă dați seama, a rămas orfan. El și cu o soră de-a lui. Și atât de mult el era foarte alipit de mama lui. Și atât de mult plângea în fiecare zi, se ducea la mormânt și plângea după mama lui. Și la un moment dat i s-a arătat mama lui, așa cumva tristă și udă de sus până jos. Zice, mamă, dar de ce ești udă? Zice, tu cu lacrimile tale care fii în fiecare zi la mormântul meu, zice, nu mă lași să mă odihnesc, zice, mă uzi permanent cu lacrimile tale, zice, nu mai plânge copilul meu. Și zice, din momentul ăla a dispărut toată întristarea atunci și s-a încredințat cu totul lui Dumnezeu. După ce a trecut armata, își dorea și el să ducă la mănăstire, nu mai vrea să trăiască în lumea asta. Și vrea să ducă la Ierusalim, că mai avusese din rudele lui chiar un călugă care ajunsese și sfânt la Ierusalim și așa, și își dorea și el să meargă. Și locuind în Nievia, în zona aceea, auzise de mănăstirea cuviosului David. Dacă o să căutați, există și carte cu viața Sfântului David. Și s-o gândit să ducă și el să se închine acolo. Dar la timpul cealaltă, cum era mănăstirea? Era o ruină. Existau doar doi părinți mai bătrâni acolo, care săracii făceau și ce puteau acolo, și restul era o ruină. Nu era nimic din ceea ce este acum la mănăstirea care este a cuviosului David din Evia. Și el s-a dus, dar când a ajuns el acolo, așa o rânduit Dumnezeu, că a văzut mănăstirea ca o frumusețe și un părinte i-a deschis poarta. I-a deschis și l-a dus și l-a arătat ce chilii frumoase, ce mănăstire, era ca un rai, cu flori, cu tot acolo, și se minuna el. Și zice, copilul meu, n-ai vrea să rămâi aici în mănăstirea mea? Că zice, uite, am nevoie de tine aici. Și atunci el zice, rămân, părinte, cât e de frumos aici, parcă e în rai.
și i-au făgăduit că rămâne și după aia părintele, ca și cum o pleca, s-a făcut nevăzut de acolo. Și după aia s-a dus el pe mănăstire și o găsit pe unul din părinții ceilalți, bătrân, care spăla niște candele. Și zice, copilul meu, dar cum a intrat aici? Păi zice, mi-a deschis un părinte poarta. Și care-i părinte? Că nu-s decât eu și cu un părinte care se odihnește aici la chilie. Și ba da, zice, un părinte, mi-a deschis poarta. Stăteau nedumeriți. Și bine, intră în biserică și te închină. Când a intrat, zice, uite părintele ăsta, și arată spre icoana cuviosul lui David. Spune, el mi-a deschis. Păi zice, el e ocrotitorul de aici, el e sfântul care ocrotește, care are moaștele aici. Și atunci o înțeles că sfântul dorește acolo. Și atunci, pentru că a făgăduit că rămâne acolo, nu s-a mai dus la Ierusalim, a rămas acolo. O trecut prin ascultare, smerenii, greutăți, ispite, dar ceea ce avea el mult, avea multe smerenii. El la orice, după câteva cuvinte, spunea, mă iertați. Mai spunea ceva și iară, mă iertați. Tot timpul, față de oricine, nu conta, călugăr, mirean, ce era, tot timpul spunea, mă iertați. Adică, ișea, adică așa, smerenia lui ișea în afară, în exprimare, în orice, și avea multă dragoste. Și a reușit în timp, ca să nu mai e așa, în multe au ajuns mai târziu, au murit bătrânii ăștia, au ajuns eu stareți acolo, după multă ascultare, smerenie, și se ducea în satele din împrejur, slujea pe acolo. Și chiar aveam foarte mare încredere în cuviosul David. Și lua capul sfântului și pleca prin sate. Unii nu ploua, unde era nevoie de rugăciuni. Se ducea permanent și făcea rugăciuni și întotdeauna ploua. Spunea sfintei, vezi să nu mă faci de râs. Uite, oamenii ăștia au nevoie de ploaie. Și se ruga și, într-adevăr, când termina rugăciunea, începea să ploaie. Adică discuta cu sfântul exact așa. Și odată chiar avea, că avea mănăstirea, o livadă cu măslin și-o vine cineva, un cioban, și-o tăia câțiva măslin de acolo. Cu gândul să ia lemnul, să facă rău mănăstirii, ceva. Și atunci, când s-a dus cu cuviosul Iacob și-o văzut, o văzut acolo copacii tăiați și-o a venit supărat, așa mâhnit, că na, era venitul mănăstirii, care își făceau și un pic de ulei, așa, și simte David, a zis, eu mă lupt și eu aici, îngrijesc de mănăstiri, slujesc în fiecare zi, fac, n-ai putut să ai tu un pic grijă de măslinii ăștia, să nu-i tai, zice, cei care ne vor rău, zice, să știi că nu-ți mai tămâiesc moaștele dacă nu mi-l aduce aici pe cel care tăia măsline. Exact în ziua aia nu s-a făcut seară și apare un cioban acolo, vine cerându-și iertare, că i s-a arătat sfântul și îl ciomăgise bine și a spus, te duci să-ți ceri iertare de la părintele. Și-o venit și-o cerut iertare să-l ierte ce-o făcut, că nu și-o dat seama și așa. Și cuviosul, fiind blând, l-a iertat. Deci sfântul, cum se spune, asculta de cuvântul lui, pentru că și el asculta de sfânt, făcea ascultare, se nevoia acolo. Și întotdeauna el avea o adâncă smerenie, așa, o trei de copil, numai în astea, întotdeauna își dorea să n-ajungă niciodată la spital, să nu se dezbrace în fața doctorilor și așa, și spunea, Doamne, nu-mi doresc asta. Și tot el spunea mai târziu, cu cât nu mi-am dorit asta, zice, Dumnezeu îngădui să mă smeresc, să ajung de multe ori la spital, multe operații și vrând nevrând să fiu dezbrăcat în fața doctorilor. Și odată chiar era la spital foarte grav. Și el, în afară de Sfântul David, acolo avea mari evlavii la Sfântul Ioan Rusu. Și de câte ori avea ocazia, când ajungea în apropiere, că Sfântul Ioan Rusu-i tot în Evia, trecea să ruga și spunea că de multe ori îl vedeau pe Sfânt viu și stătea de vorbă cu el, pe Sfântul Ioan Rusu. Și odată, pe când, cum spuneam, era în spital și era foarte grav bolnav, simțea rău, spuneau doctori, iar operație, așa, atunci a început să roage. Și a spus, Sfinte Davide, vezi în ce stare sunt, te rog, vină repede aici și ajută-mă, întărește-mă, vezi, ajută aici la doctor, la operația care trebuie să-mi facă, dar nu vini singur, zice, când treci încoace să vii spre spital, zice, abată-te și până la Procopii, pe acolo, pe unii sunt eu în Rusu, și el și pe el, și veniți și ajutați-mă. Abia o terminat de zis lucrurile astea, se deschide ușa și cine intră? Cuviosul David și Sfântul Ioan Rusu și păreau transpirați și se uite la el și că vezi că de repede ne-am grăbit să venim să te ajutăm încât am transpirat, parcă simți să pot transpira, dar să-i arate cât de repede s-au grăbit ei să vină să-l ajute. Deci avea o legătură foarte mare și cu Sfântul Ioan Rusu și cu Sfântul David și permanent se făceau minuni cu el tot timpul și îi dăduse Dumnezeu darul de a vedea lucrurile. Vineau oamenii,
Vinea câte unul, vrea să-i spui un necaz și începe el primea, îl făcea o cafea și îl lua ușor așa și până să apuce omul să-i spui necazul, el îi dădea răspunsul exact cel potrivit pentru necazul ceala. De omul rămânea impresionat și tocmai asta vreau să spun, părinte, deci îi dădea tot răspunsul și ajuta foarte multe lume, permanent ajuta, nu lăsa pe nimeni neajutorat. Și-o trăit în felul ăsta, prin smerenie, prin dragoste, prin ascultare și slujea permanent. Și așa și-o dus viața până în ultima clipă. Și chiar înainte de a pleca, aștepta că cumva să-i vii, fusese trimis un părinte din mănăstire să fie făcut diacon. Și chiar el îl aștepta. Și tot se uita, zice, o veni părintele, încă nu a ajuns. Și mi se pare că chiar în ultimul moment, când i s-a spus că a venit părintele, el chiar spovedea o tânără acolo. Și până în ultima clipă o spovedea. Și în momentul acela se ridică cumva în picioare. Și tânăra aia zice, părinte, zice, se pleacă așa, se închine la pământ, zice, o veni Maica Domnului, o veni Sfințe, sunt aici. Și tânăra se uita, părinte, dar de ce a venit? Păi, a venit. Și în momentul ăla și-a dat sufletul. Deci a venit Maica Domnului, a venit Sfinții, a venit Sfântul David, Sfântul Ioan Rusu și a luat sufletul. Deci a plecat în felul ăsta la Dumnezeu. Și multe minuni sunt în viața lui. Chiar citeam, că să nu uit, deci în urmă cu, cred că 20 de ani, cam așa ceva, poate chiar mai mult, la scurt timp după adormirea lui la câțiva ani, părinții mănăstirii au scris o carte. Fericitul Iacovus Țalichi. Deci așa se chema cartea. Și o ajuns și în mâinile mele, era în grecește și am citit-o. Și mi-a plăcut atât de mult și am prins drag de Sfântul Iacov. Atunci nu era canonizat, că a fost acum câțiva ani canonizat. Încât zic, trebuie neapărat să traduc cartea Sfântului. Dar na, greaca mea nu era atât de bună. Eu nici reușisem eu să învăț un pic de greacă, mai citeam în greacă, deci cât de cât mă descurcam. Dar nu atât de mult ca să pot traduce. Și am spus așa, zic, cuvioase Iacove, dacă e voia ta să traduc cartea, să traduc viața ta scrisă de părinții mănăstirii, uite, mă duc la duhovnic și îi spun asta. Și ce spun el aia să fie? Dar ca încredințare să-mi spui de 3 ori da. Și atunci e voia ta. Și m-am dus la părintele Iulian, la Schila Prodromul, care la el m-am spovedit dintotdeauna. Și zic, părinte, uite așa, am găsit, te-am povestit câteva lucruri despre cuvioase Iacov și uite, și mi-aș dori să o traduc, dar sunt conștient că nu sunt atât de priceput în asta. Nici n-am tradus niciodată nicio carte și plus cu greaca mea nu o stăpânesc atât de bine. Și măi, tradu-mă-i, mi-a zbătrânul de 3 ori. Atunci încredințarea a fost de plin, am venit și atât de ușor o decurs traducerea, fără, nu vă puteți închipui. Și am tradus cartea asta, s-a tipărit în câteva ediții, dar acum, ultimul timp, chiar le-am spus la cei de la Evanghelismos, s-o retipărească, că nu s-o mai tipări și nu mai este acum prin... Sunt alte cărți despre părintele scoase, dar asta care am tradus eu, un stare sfânt fericitul Iacovu Țalichi, momentan nu mai este, doar dacă o s-o retipărească, le-am trimis la Evanghelismos, s-o retipărească, da. Deci un sfânt mare, cuviosul Iacovu Țalichi. Și atunci, când am primit înștiințare la bătrânul, imediat m-am dus direct la mănăstire, la cuviosul Iacov acolo. Și era stareț ucenicului, părintele Chiril. Și m-am dus direct la el și am spus, părinte, m-am dus cu cartea în mână, zic, uite, mi-a plăcut foarte mult și vreau să o traduc. Și ai toată binecuvântarea mea să o traduci. Și am tradus-o și știu că foarte multe lume au citit-o, mai ales la timpul licealea, și îmi spuneau cât de mult s-o folosit din viața lui. Și după plecarea lui de aici, ca să nu mă lungez mult, că o să căutați și o să citiți, s-o arăta la mulți. Chiar în momentul în care el plecase la Domnul, era un ucenic de-a lui care îl iubea mult, dar era, conducea un vapor, era prin India. Și avea o defecțiune, rămăsese într-un port acolo și nu puteau să plece cu corabia, ce se întâmplă? Și i s-a arătat cuviosul Iacov și i-a spus, și copilul meu, vezi în cutare loc a corabiei defecțiune acolo, du-te acolo, repară și o să meargă corabia. Și s-a dus, s-a reparat și se gândea când a ajuns el după un timp acasă, trecuse timp, cum se ăștia cu corăbile, era tocmai India, după luni de zile, ajunge acasă la nevastă și era gândul că mă, să trec pe la părintele, să-i mulțumesc că
m-a ajutat. Și atunci avea o fetiță omul ăsta și zice, știi că părintele la mănăstire o pleca la Domnul? Și atunci el a rămas așa, cum se întoarce la soția lui? Zice, da, o pleca, zice, deja de câteva luni, dar n-am îndrăznit să spun să te mâhnesc. Și când a auzit, a venit la mănăstire, s-a pus pe mormântul lui și plângea și spunea, părinte, uite, m-ai salvat, mi-ai salvat acolo, cu toate că tu deja erai plecat la Domnul. Adică și-o dat seama că părintele este, adică între noi, și ajută în continuare. Chiar am cunoscut o familie foarte frumoasă, erau luminați la față, așa, care timp de 20 de ani aproape se spovedise la el, care am întâlnit odată tot acolo, la mănăstire, la Cuviosul, și am stat de vorbă cu ei, la timpurile alea, când am tradus cartea, așa, și mi-au spus și ei multe lucruri. Da, și chiar odată vinise, vă mai spun și asta și închei ca să nu mă lungesc, vinise vreo 3-4 tineri la Sfânt Ioan Rusu. S-au dus și ei acolo, fiind într-o, să zicem așa, o vacanță, s-au dus ei pe la Halkida, pe la Mare, și au zis, hai să intrăm și pe aici la Sfânt Ioan Rusu, auzise de el, dar nu erau atât de duhovnicești, să zicem, întăriți. Oarecum așa, au venit mai mult ca turiști. Și-au intrat și s-au închinat acolo și ei, s-au uitat la Sfânt Ioan Rusu și-au întâmpinat un părinte. Și au început să le povestească diferite lucruri, învățături, așa. Ei, vreo oră le-au vorbit părintele, au plecat foarte entuziasmați, așa, s-au simțit ei, adică foarte folosiți. Și când se plece, erau doi băieți și două fete. Una din fete simțea un pic greu și au intrat într-un loc acolo să ceară un medicament, ceva, la un magazinaș, farmacie, nu știu ce era acolo. Și zice, uite, aveți așa ceva că nu mă simt bine un medicament. Și zice, da, hai că vedem. Și pe acolo, pe la caserie, cum era, avea o icoană cu Cuviosul Iacov Țalichi. Și fata aia când se uite, zice la unul din băieți, zice, uite părintele care ne-a vorbit nouă la, aici când am fost în, la Sfânt Ioan Rusu. Și asta, farmacista a auzit și zice, stați un pic așa, zice, cu cine, care părinte ați vorbit? Părintele care le aveți aici, în fotografia asta, zice, care ne-a vorbit o oră la Sfânt Ioan Rusu. Și sunteți siguri? Cum nu, dacă ne-a vorbit atâta timp, doar îl cunoaștem, exact aici era ca în fotografie. Dar voi știți că părintele ăsta a murit de câțiva ani? Cum așa? Da, zice el, nu-i, uite, la mănăstirea sunt. Când a auzit fata aia, o leșina pe loc, când a auzit că li vorbise. Și atunci zice, păi și-o reveniți și duceți-vă la mănăstirea Sfântului Davinu, e departe de aici, luați o mașină, duceți-vă, că zice, părintele îngropat acolo. Și atunci s-au dus tinerii ăștia și după aia și-o îndrepta viața, s-o spovedit, când au văzut că un sfânt a venit și i-a povățuit spre calea mântuirii. Da. Deci Sfântul Cuvios Iacov Țalichi. Și chiar el spunea că, zice, omul care nu este zmerit nu poate iubi. Ați înțeles? Deci și chiar folosea foarte mult, sau el când folosea la cineva ca să facă ascultare celălalt, era și el stareț sau așa, dacă vedea cumva celălalt că refuză, vrea să-i oferi ceva sau ceva, nu spunea fă ascultare. Spunea, nu-l mâhni pe Iisus, nu-l mâhni pe Iisus. Și săracul cealaltă simțea, adică nu spunea, fă ascultare de mine, adică spunea că dacă nu faci asta, cumva îl mâhnești pe Iisus. Zice, nu-l mâhni pe Iisus. Și atunci săracul ăla făcea ascultare, deci toate în smerenie și în dragoste. Și la spovedanie, zice, avea atâta dragoste încât și smerenie ca să-l aducă pe cealaltă, dacă îl vedea că are și păcate mai mari și greu să le spovedească, începea să spui și el, apoi eu am făcut toate păcatele din lume, dacă știți câte păcate am făcut, cât îl făcea pe cealaltă, a, dacă și părintele au făcut, atunci pot să-i spun. Deci el, care e de mică mănăstire, care a dus o viață curată, se coborea, se zmerea, ca și cum și el a făcut toate răutățile, ca să-i dea curaj la cealaltă să spovedească. Avea foarte multă dragoste. Spunea uneori în genunchi și plângea cu cel de la spovedanie să-l poată ridica pe cealaltă. Era un părinte al dragostei și al smereniei. Deci Cuviosul Iacov Țalichi. Uitați aici în fotografii ca să-l vedeți mai bine. Aici o cărțulie, așa o broșură scoasă de cineva, chiar de un mitropolit Pavlos de Sisani și Siatista, numită Omul care nu este smerit nu poate iubi, Sfântul Iacov Țalichi, așa cum l-am cunoscut. Povestește mitropolitul ăsta despre el, care l-a cunoscut îndeaproape. Și cum v-am zis, sunt cărți mai multe, acum nici nu mai aveam chiar niciunul exemplar din care am tradus eu, că tot le-am dat și a rămas eu fără, dar sper să traducă, să căutați orice cărți găsiți despre Cuviosul Iacov Țalichi, că o să vă folosiți foarte mult și nu numai atât. Să vă rugați lui să vedeți cât ajutor primiți. Permanent să fac minuni, cei care se roagă lui.
Și gândiți-vă că sfinții, din sfinții noi, cum e și cuviosul Porfirii, care v-am spus despre el, cuviosul Paisia Ghiorito, și altul cuviosul Efrem Catunachiotu, și alții și alții, care au trăit în timpurile noastre, care au suferit și ei, au trecut prin multe și au ajuns sfinți. Vedeți cum se poate lucrul ăsta în timpurile noastre. De-aia avem nevoie de mai multă încredere în Dumnezeu, de mai multă dragoste și de mai multă zmerenie. Și atunci să vedeți cât har primim de la Dumnezeu. Să ne ajute Maica Domnului și cuviosul Iacov Țalichi ca să devenim și noi mai buni, mai cu multă dragoste și mai cu multă zmerenie. Doamne ajută, dragii mei!